Centrul Cultural Faber a găzduit vernisajul expoziției Secrete între țesute, care explorează industria textilă din Timișoara și din România. Expoziția scoate în evidență puterea designului de a schimba modele de lucru convenționale din industrie și prezintă abordări îndrăznețe și vizionare de a colabora și produce. Proiectul este susținut de Universitatea Politehnică a Timișoara prin implicarea cercetătorului Cătălin Cristian Botean, doctorand în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare. Lucrările prezentate abordează teme esențiale pentru dezvoltarea industriei textile, precum deșeurile textile, reciclarea și reutilizarea creativă și lacunele din lanțurile de aprovizionare. Expoziția Secrete între țesute, curatoriată de Martina Muzi, își propune să investigheze ecosistemul designului din Timișoara și urmărește fragmentările și transformările ramurilor industriei din oraș.